În Ortele, pământul îți fuge de sub picioare la propriu. O casă a fost deja înghițită de pământ, iar altele stau să se prăbușească și ele. Pereții crăpați, ușile și geamurile care nu se mai închid îi fac pe oameni să stea cu frica în sân. În orice moment, casele se pot prăbuși peste ei. Iar ploile din această primăvară au făcut ca dealul Ortelecului să o ia din nou la vale. Pereții imobilului de la numărul 84, unde locuiește Alexa Kende, au crăpat atât de tare că poți introduce pumnul prin ei. Casa lui Vasile Cărpinean, deși este legată cu chinci de oțel, crapă și ea. Uitați și toată și-a făcut. Uitați. Uitați de sus. Uitați și acest. Asta tot e făcut. În baie deja de trei ori că mi-a căzut faianța. Familia Dumaș a construit scări noi la casă. La trei zile după finisare, scările au început să se desprindă una de alta. O lună jumate de când, dar n-are o lună jumate. Încă însă nu știu ce am făcut. Făcut am bine că am băgat atâția bani în casă, aproape 1 miliard. După ce, în urmă cu 3 ani, locuința familiei Greco a fost înghițită de pământ, cu mobilă cu tot, cu aragaz și frigider, acum bucătăria de vară, care a mai rămas în picioare, este pe cale să se prăbușească și ea. Localnicii spun că dealul a început să o ia la vale încă din anii 70, iar de vină sunt săpăturile de la cariera Tunari. Societatea Comercială Cemacon a abandonat exploatarea argilei din cariera Tunari în 2007, în zadar însă, pentru că pământul continuă să alunece. În timp ce oamenii sunt în culmea disperării, autoritățile nu fac mare lucru. Autoritățile locale au solicitat fonduri guvernamentale în 2009, dar degeaba. Banii nu au venit niciodată. Primăria Zalău le-a oferit oamenilor teren în grădina ONU-lui, iar societatea Cemacon s-a oferit să le dea cărămida necesară. Dar localnicii, majoritatea bătrâni, nu au nici bani, nici putere să-și construiască acum locuințe noi. Ceramica nu ți-a dat nimic? Nu. Și primăria? Nimic. Sfaturi. Pe de altă parte, ca o lovitură în plus pentru oamenii loviți deja de soartă, zona din dealul Ortelecului a fost trecută ca zona afectată de calamități naturale, nu de lucrările de exploatare. Iar asta spală oarecum de vină firma Cemacon, responsabilitatea fiind pusă practic în sarcina celui de sus. Cu toate că un expert de la Institutul Central pentru Situații de Urgență concluziona în 2007, în urma unor cercetări îndelungate la fața locului, întregul deal Ortelec este afectat de lucrările de exploatare a carierei Tunari. Unii localnici au dat deja în judecată societatea Cemacon. Sunt mai mult de 10 procese pe rol, iar oamenii așteaptă verdictul. Până una alta însă, cele 16 familii sinistrate din Ortelec sunt la mila lui Dumnezeu.